Hey guys, eu cum v-am spus mai devreme, sunt extrem de plictisită, așa că mă duc la bunica mea cu sora și verișoara mea, Maria. Ne-am plictisit, la fel și ele, și am spus de ce nu, e aproape și ar trebui să mergem, să mai vizităm. Mergem la bunica noastră, este destul de aproape de noi, cam pe aici e drumul, dar mai în față puțin. Cam un kilometru până la ea, distanță dintre noi și ea. Mai înainte am trecut pe lângă biserică și primărie. Aici stă fosta mea colegă, fiindcă eu am fost aici la USS-ul, la școală, dar m-am mutat la Lipova, fiindcă e școală mult mai bună, dar este și grea. Ne-am mutat acolo la școală. Eu și surorile mele au rămas aici. Sunt pe a șasea și urmează să merg pe a șaptea. Nu vine să cred că de repede a trecut timpul. Abia aștept să se gate vacanța de iarnă, fiindcă e plictiseală, așa-i? Da. Eu că mă cam plictisesc. Dacă mă pun să fac curat, fac curat și după aia nu mai am ce față. În care este toate cele, da. Ok, deci mie mi se pare că este foarte, dar foarte, foarte plictisitoare vacanța asta de iarnă. Vreau să vă arăt cum sunt îmbrăcată, fiindcă nu am ce face acum. Așa, sunt îmbrăcată cu o bluză asta și cu pantaloni și papuci aceștia. Mi-am luat din obor vara trecută, adică vara asta, fiindcă acum este iarnă. Și ați văzut clipul cum am prezentat cadoul de Crăciun, care a venit mai repede la mine cu o zi. Da, a fost un fel de aparat care îmi plătește, ceva de genul, sau n-am. L-am încercat odată, l-am ciufulit și l-am lăsat de bată. Da. Ok, nu e? Da. Mai repede. Da, deci, da, ea este cea cu telefonul, de obicei, și ea este cea cu distracție, la fel cam ca și mine. Da, ok, prieteni, asta a fost tot astăzi, sau acum, și să ne vedem altă dată cu alt clip. Mie mi-a plăcut să vorbesc pentru voi. Pa! Ciao! Dați like dacă vă place!